Pompierii maramureșeni s-au confruntat cu puține incendii de vegetație uscată în această primăvară, deși se așteptau să aibă intervenții la astfel de situații. În schimb, au surprins solicitările la altfel de cazuri. Astăzi, de exemplu, la interval de numai 2 ore, li s-a cerut sprijinul pentru lichidarea incendiilor izbucnite la garaje. Primul s-a produs în Baia Mare, la un garaj de pe Bulevardul București. Un scurt circuit la instalația electrică a imobilului a dus la izbucnirea flăcărilor. Din fericire, s-au degradat doar pereții interiori, proprietarul reușind să scoată lucrurile în timp util. Mai multe probleme s-au înregistrat la Târgu Lăpuș, unde din cauza unei instalații electrice improvizate a izbucnit al doilea incendiu la un garaj. Flăcările au distrus un autoturism și lucrurile care se aflau în interior. Mai mult, flăcările s-au extins la alte 2 garaje din apropiere. Focul a mistuit lucrurile depozitate în acestea. Reprezentanții Sumaramureș menționează că nu s-au înregistrat victime.